Dragii mei, o rețetă inedită. Asta o să vă îndulcească sufletul, viața, pentru că tot ne aflăm aici la turnu, la locul unde se prepară faimoasa plăcintă de turnu. Și dacă tot sunt fața unei mese cu o foaie întinsă, aici la turnul ăsta e foaie de plăcintă? Da, sigur. Și cum e făcută? Ce se pune în foaia asta? Făină, lapte, zahăr, ouă. Și se face un aluat, se malaxează, se face cu mâna niște pupți care se pun la să se odihnească, cel puțin o oră jumate. Deci aluatul trebuie să se odihnească, să înțeles, ca și omul, te odihnești un pic. Să zici, știți că e gluma aia drăguță, ce face un bulgar când se trezește dimineața? Se mai pune să odihnească puțin. Așa se odihnește și aluatul ăsta. Da, după aceea se întindeți. Se întinde. Da. Și se pune umplătura aia, nu? Umplătura cu brânză. Ce umplătură e asta? Asta este cu brânză dulce. Așa. Are brânză, zahăr, stafide și esență de vanilie, ca să fie un pic mai aromat, să fie mai plăcută. Aromat, așa. Poți și e foarte plăcută. Puteți să gustați, să vedeți. Atunci, ce bune. Se poate mânca și așa. Da, sigur, așa că. Foarte bine. Și după ce puneți după asta? După ce se pune umplutura, se stropește puțin cu ulei cald, mai încălzit, ca să se formeze niște foi când se rulează. Deci dacă nu stropești, să lipește aluatul și nu se mai formează foile alea așa finuțe când de asta se pune, da, nu se pune să nu se lipească, că eu să nu se lipească, fie mai fragil așa. Da, sigur. Da. Și aș vrea să vă arăt cum se rulează. Asta este unsă, aia nu e unsă încă. Așa e stropită de fapt. E cosmetizată puțin, aranjată, e decupat un pic marginea, am văzut. Așa trebuie tăiat, după aia se rulează. Cu fața de masă se ridică, se întoarce, un pic se adună și se strânge un pic brânza ca să nu se formeze niște bule așa mari când se coace, un pic împișcat ca să nu se umfle. Da. Și după aia un pic cu mâna așa o aplatizez, de fapt o rotunjez să fie rotundă. Să arate mai frumos, da, așa, mai uniform. Și după aia cu fața de masă cel mai așa mai ușor. Așa. Ce drăguț. Aceasta este... E drăguț, așa. Și după ce o faceți așa, probabil că se taie. Uitați, așa, o taie aici, așa, îi rup marca, peții se rup jos. Și colegul meu vine și o pune, Robi, te rog frumos. Și acum se încolăcește. Acum un pic să vă tai marginea ca să nu fie asta groasă acolo, că după aia asta se face. Mă și ajută, știi, de asta se probleme. Așa, așa. Acum o dați peste cap cu foaia de foaie. Cu asta, cu de masă. O dați peste cap. Cine știe, știe, domnule. Așa, perfect. Așa, acum frumos așa o aranjez. Așa un pic. Și o dați așa, uitați peste cap, uitați așa, o întoarceți așa, așa, o întoarceți cu mâna. Așa, un pic peste cap, că nu pățește nimic. Așa, așa, vedeți, cu o dați cu mâna așa, ca la tăiței. Așa, da, așa platizez așa puțin. Da, așa, ca la tăiței, sigur, un pic o pișcați, vă iați niște bule. Deci nu trebuie bule, am înțeles. Așa, și acum cu fata de masă, o ridicați și o dați până la capăt. E bine. Ia să vedem. Așa, ia, hai. Uitați, încet, încet, așa, frumos, uite ce frumos, foarte frumos. Încă un pic. Perfect, perfect l-ați făcut. Perfect. Hai de cap, perfect. Mă angajez aici, ce mai? Și atunci ai rupeți capeții. Așa, ca un să fie așa. Un pic până aici, acum dumneavoastră rupeți acolo. De aici? Lăsați un pic, nu contează că brânza nu se scurge, că ea nu e moale, ca și vișinele. Păi și aluatul e bun. Ce fain arată, ha? Și atunci... După ce e gata, să ia și o punem pe tavă, un pic o idem așa, frumos. Ce drăguț! Și iar o ungeți? Și o fac, dacă nu se unge la cop, ea crapă și atunci arată... Deci ce stare totuși un rog, se unge așa. Și atunci ea, dacă rămâne așa, îi se face o crustă așa roșu, vișinie, așa... Și se pune la cop. Da, și ce drăguț! Foarte drăguț! Dragii mei, ați văzut că sunt expert, sunt bună, nu? Da. Ia uitați-vă, dragilor, ce am făcut, da? Să mă laud și eu. Adică să știu că am venit aici. Pofta bună! Mua!